Vă salut, prieteni! Sunt Claudia și astăzi vă propun să vorbim despre fenomenul de vedere la distanță și spionajul interplanetar. Disciplina psihică a vederii la distanță a oferit cercetătorilor oportunitatea de a trece dincolo de barierele timpului și spațiului spre regiuni neexplorate anterior ale sistemului nostru solar. Conștiința poate, prin antrenament și voință, să ajungă acolo unde trupul nu poate, ceea ce au dovedit din plin unii oameni. Creierul uman preia aproximativ 40 de milioane de biți de informație pe secundă, însă numai 16 biți ajung de fapt în sfera conștientă, restul croindu-și drum către subconștientul nostru. Astfel, este limpede că noi percepem numai o parte din ceea ce considerăm realitate în timpul orelor din starea de veghe, când suntem într-o conștiență deplină. Vederea la distanță este o metodă utilizată pentru a accede la posibilitățile extraordinare ce țin de sfera subconștientului, corelate cu partea dreaptă a creierului, cu scopul de a aduce la suprafață informații neacoperite anterior. Clarvăzătorul poate să treacă dincolo de capacitățile umane obișnuite și să ajungă mai departe în necunoscut, pentru a percepe aspecte care există fizic mult dincolo de locul în care se află. Vederea la distanță este o capacitate antrenată care dă posibilitatea clarvăzătorului să dobândească o cunoaștere directă, precisă, indisponibilă simțurilor obișnuite, despre evenimente sau ținte aflate la distanță, în timp sau spațiu, fie în trecut, fie în prezent, fie în viitor. Conform cercetătorilor de top ai domeniului, Russell Targ și Dr. Harold Patoff, vederea la distanță este o abilitate a percepției umane de a accesa, doar prin intermediul gândului, informații cenzurate percepției normale datorită distanței, ecranării sau timpului. Informația obținută prin vederea la distanță este preluată în conformitate cu protocoalele științifice specifice, apoi înregistrată și clasată într-un raport pentru analize ulterioare. Asemenea, practici psihice au devenit aplicații militare utile care au fost folosite în diverse moduri pentru a permite clarvăzătorului să perceapă ținte, printre altele, în interiorul bazelor top secrete din întreaga lume, cu scopul de a spiona nedetectat inamicul. Abilitatea de a vedea dincolo de câmpul vizual poate fi folosită astăzi în diferite moduri și din motive complet diferite, însă recurgerea la asemenea abilități psihice nu este nici de cum un demers nou. În calitate de clarvăzător, Carney Brown a scris în cartea sa Exploratorii Cosmosului următoarele. Clarvăzătorii antici au fost primii astronauți umani. În timpul unei stări de relaxare profundă, își lăsau conștiința să rătăcească prin țesătura universului, iar unii dintre ei au perceput ceea ce se afla acolo cu o acuratețe surprinzătoare. Carney Brown crede că genetica trupurilor noastre umane este cea care ne limitează capacitățile perceptive și că vederea la distanță ca proces ajută propriu-zis la atenuarea acestor limitări. Joe McMonigal, cunoscut în Unitatea de Servicii Secrete Psihice a Armatei Statelor Unite de la Fort Meade din Maryland, drept observatorul la distanță numărul 1, fusese membru fondator al unui program cu această temă clasat top secret, având nume de cod proiectul Stargate, a explicat astfel înțelesul termenului. Vederea la distanță este capacitatea de a produce informații care sunt valide despre un loc, eveniment, persoană, obiect sau concept care se află undeva în timp și spațiu și care este complet nevăzut clarvăzătorului și celorlalți care iau parte la procesul colectării de informații. În ultimă instanță, arta vederii dincolo de vedere a fost principala abilitate la care au recurs spionii psihici ai armatei americane din anii 1970 încoace. Clarvăzătorul și artistul american Ingo Swann a fost probabil cel mai inventiv și influent clarvăzător la distanță care a obținut succese uluitoare în acest foarte neobișnuit domeniu al parapsihologiei.
Ingo Swann a descris vederea la distanță ca fiind, citez, compusă dintr-un protocol în 5 părți, iar când oricare dintre aceste părți este omisă, cum ar fi feedback-ul de confirmare, atunci ceea ce s-a petrecut a fost altceva decât vederea la distanță. Am încheiat citatul. El a mai adăugat că, citez, dacă aceste linii clare de definiție nu sunt înțelese și menținute, rezultatul final va fi o mlaștină nedefinițională, ambiguă, nefolositoare nimănui și o sfidare a reglementărilor protocolului vederii la distanță în termenii de respect și reputație. Am încheiat citatul. Realizând posibilitatea de a vedea ținte aflate mult mai departe decât se considerase inițial posibil, Ingo Swann a propus un experiment mai amplu, să descrie vremea dintr-un alt oraș, iar apoi să fie apelat cineva din acea locație pentru a confirma acuratețea percepției. Astfel s-a născut sintagma vedere la distanță, întrucât orașele pe care urmărea să le vadă se aflau la distanță de New York, deoarece în anii 70 nu exista nici internet și nici vreun alt mijloc ca Ingo Swann să afle vremea în timp ce se afla izolat în camera sa, experimentele inițiale au fost încununate de succes. El a reușit să descrie cu acuratețe că vede ploaie în Arizona, când nu plouase de luni de zile, ceea ce cu siguranță nu a fost ceva la nimereală. Aceste rezultate au condus la implicarea sa în inițiativa de cercetare a spațiului, Ingo Swann ajungând astfel să lucreze în primul său program finanțat de CIA, care era condus de doctor fizician H.E. Patov. Statele Unite deveniseră conștiente de faptul că sovieticii erau cam cu 25 de ani în avans în ceea ce privește cercetarea psihică și dorința americanilor de a ajunge din urmă a făcut ca Ingo Swann să poată să-și câștige traiul doar de pe urma capacităților sale psihice. Proiectul inițial a fost gândit să exploreze moduri de accesare la voință a fenomenelor de percepție extrasenzorială, iar în această direcție, Ingo Swann era mai degrabă expert. Proiectului i s-au dat 8 luni să producă rezultate, însă Ingo Swann s-a plictisit de același proces repetitiv implicat în probele experimentale zilnice, așa încât a sugerat să încerce ceva puțin mai aventuros și mai interesant pentru a scăpa de monotonie. NASA lansase cu puțin timp înainte două sonde, Pioneer 10 și 11, pentru a orbita planeta Jupiter, iar datele colectate de acestea urmau să fie disponibile începând din septembrie 1973. Era luna aprilie a acelui așa an 1970, când Ingo Swann a sugerat explorarea prin vedere la distanță a planetei Jupiter, înainte să fie primită vreo informație de la sondele spațiale, pentru că percepțiile avute prin vederea la distanță puteau fi ușor verificate sau respinse, odată ce semnalele sondelor ajungeau pe Pământ. La modul esențial, Ingo Swann își propunea să aterizeze psihic pe Jupiter, înainte ca vehiculele NASA să aterizeze fizic. Odată ce superiorii săi, fără tragere de inimă, au căzut de acord, experimentul s-a efectuat într-o sâmbătă, zi nelucrătoare, din timpul liber al lui Swann. Inițial, experimentul la foarte mare distanță s-a realizat neoficial, însă s-a considerat totuși necesar ca datele vederii la distanță neprelucrate să fie înregistrate pentru a certifica faptul că existau înainte de sosirea probelor Pioneer. În arealul Silicon Valley, mulți oameni de știință respectabili, inclusiv doi de la laboratoarele Jet Propulsion, au căzut de acord să primească copii cu datele neprelucrate ale lui Ingo Swann, care în final s-au concretizat în 2 pagini și jumătate de observații verbale și 1 pagină de schițe. Ca experimentul să fie încununat de succes, s-a considerat fundamental să fie incluse impresii cu privire la date despre Jupiter, care nu fuseseră înainte cunoscute omului. Datele neprelucrate extrase de Ingo Swann în aprilie 1973 au oferit 13 factori impredictibili științific
care au fost în cele din urmă confirmați la o dată ulterioară, când au fost analizate datele sosite la NASA. Iată în continuare informațiile neprelucrate furnizate de Ingo Swann despre Jupiter, împreună cu datele la care au fost în final confirmate. 1. Existența unei mantii de hidrogen, confirmată în 1973 și din nou în 1975. 2. Furtuni vânt, confirmate în 1976, de dimensiuni și intensități neașteptate. 3. Ceva în genul unei tornade, confirmată în 1976 ca cicloni rotitori puternici. 4. Radiație infraroșie ridicată, confirmată în 1974. 5. Inversiuni de temperatură, confirmate în 1975. 6. Coloratura și configurația norilor, confirmate în 1979. 7. Culoarea portocaliu dominantă, confirmată în 1979. 8. Apă sau cristale de gheață în atmosferă, confirmate în 1975. 9. Benzi de cristal ce reflectă undele radio emise de sonde, fapt confirmat în 1975. 10. Aurore magnetice și electromagnetice sau curcubee, confirmate în 1975. 11. Inel planetar intraatmosferic, confirmat în 1979, nu numai în ceea ce privește existența sa, ci și situarea lui în interiorul straturilor atmosferice cristalizate. Compoziția lichidă, confirmată în 1973 și 1976 ca hidrogen lichid. Și 13. Munți și nucleu solid, date confirmate în 1991. Majoritatea oamenilor de știință au negat posibilitatea ca Jupiter să conțină un inel, până când s-a confirmat existența acestuia în anul 1979. În ciuda faptului că Ingo Swann l-a desenat încă din 1973 în schițele sale neprelucrate. Aceste informații oferite de Ingo Swann l-au adus cu adevărat în atenția unor membri foarte secreți din eșaloanele înalte ale societății, în plus față de guvernul american. După cum își amintea Swann, între cei care se intersectează activ de posibilitatea spionajului interplanetar, a fost un grup atât de clandestin că n-ar putea fi caracterizat nici măcar ca cel mai negru proiect, ci ca unul în totalitate invizibil. Ingo Swann a fost primul om din timpurile moderne care a probat serios astronautica psihică și și-a urmat aspirația de a împinge limitele percepției dincolo de ceea ce era considerat anterior o locație inaccesibilă. După cum au confirmat informațiile sale despre Jupiter, abilitatea de a vedea dincolo de capacitățile fizice ale vederii umane este un fenomen foarte real, care astăzi încă rămâne un mister. Prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă reamintesc să dați like și share dacă v-a plăcut și să vă abonați la canal. Sunt Claudia și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!